Suntem în... ne pregătim să intrăm în postul mare și știți care era cea mai mare pedeapsă în timpul lui Isus? Damnatio nomini sed memorie. Condamnarea numelui și a memoriei. Regele ideilor. Uitarea la care Isus trebuia să fie supus, fiind pus în mormânt, fiind închis acolo și pusă o lespede mare de piatră. Așa trebuia, așa ar fi trebuit să fie după unii și destinul și viitorul Bisericii Greco-Catolice. După ce a dăruit, iată, oameni ca și Șincai, ca și Petru Maior, ca și Maniu, ca și Iuliu Hosu, ca și Ioan Suciu, ca și atâți alți oameni mari și sfinți, nu doar bisericii, ci acestei țări. A trebuit biserica asta, biserica aceasta să sufere mult de ce îi lipsea cununa martirului. Dar, așa cum s-a întâmplat și cu Isus, nu au putut să o învingă. Nu vor putea să o învingă. Deși continuă sau dorința aceasta poate să continue. Niciodată sau tot timpul Biserica lui Dumnezeu, biserica cea adevărată, va fi persecutată. Și știm că porțile iadului nu o vor birui, pentru că așa le spune Domnul. Ne-au acuzat că nu suntem români. Ne-au acuzat că nu suntem catolici. Ne-au acuzat că nu suntem așa cum trebuie să fim. Că nu putem să fim decât așa cum spun ei să fim. Gheorghe Șincai ne spune altceva. Ne spune că poți să fii preot bun, român bun, catolic bun, greco-catolic foarte bun pe acest pământ. Și Sfântul Ioan Paul al II-lea, în anul 2000, a scris o scrisoare foarte interesantă și frumoasă, adresată Bisericii Greco-Catolice, în care vorbește de mesajul și de misiunea acestei biserici în sânul neamului românesc. Și spune că identitatea acestei biserici greco-catolice este dată de tradiția orientală, de tradiția bizantină, pe care atât de mult a iubit-o Șincai și ceilalți mari corifei ai școlii ardelene, este dată de comuniunea cu Sfântul Scaun Apostolic de la Roma, cu Sfântul Părinte Papa, dar și de această rană luminoasă a persecuției pe care biserica noastră a suferit-o în timpul persecuției comuniste. Toate aceste elemente îi dau o lumină și o tărie și o misiune înaltă bisericii noastre greco-catolice în sânul neamului românesc. Noi suntem astăzi să ne rugăm, în primul rând, pentru un preot. De aceea am spus că am venit la biserică, în primul rând, să ne rugăm. Un preot necăsătorit, celibatar, care nu are familie. Cine se roagă astăzi pentru Gheorghe Șincai? Mulți știu că era un cărturar. El a fost, în primul rând, un om al lui Dumnezeu, un om al rugăciunii. Am fost, nu de mult, la Svinița, în Slovacia, și am fost să mă rog să mă reculeg la monumentul pe care domnul primar, și vă mulțumesc mult pentru energia și speranța și entuziasmul cu care organizați aceste evenimente legate de Gheorghe Șincai împreună cu Părintele Toader, căruia la fel vă mulțumesc mult, Părintele Toader, pentru, inclusiv pentru insistența de a veni astăzi aici. Să știți că am venit cu mare bucurie și mă bucur că reușim să îl cinstim pe Șincai așa cum se cuvine aici, dacă nu în satul lui, atunci unde să îl cinstim? Și m-am gândit acolo, departe, unde el a murit în Slovacia, că el a purtat în sufletul său Râciu, oamenii din Râciu, dealurile acestea minunate, țara aceasta noastră minunată, pentru care ne rugăm. Din această regiune frumoasă, știți că a fost nu de mult, astă vară de Sfânta Maria, a fost la Nima Râciului, s-o cinstim pe Maica Sfântă la mănăstirea de la Nima Râciului. Mă bucur, uitați că sunt băieți, vocații care se pregătesc să devină preoți. Mă gândesc la Vlad Mezei, mă gândesc la Radu Tudor Pop, mă gândesc la alții pe care sperăm să-i trimiteți de aici în zonă, la Blaj, pentru a deveni preoți. Ne gândim că și suntem siguri că de acolo de sus din ceruri se roagă pentru noi Gheorghe Șincai și pentru iubita lui Biserica, pentru iubitul său neam românesc. De aceea învățăm din exemplul lui, din tăria lui, din curajul lui, prin faptul că a fost un om
al credinței un om, nu doar al, să spun așa, al penitenței, al scrierii, ci în primul rând un om al sufletului, al credinței în Dumnezeu. Știind că dacă suntem alături de Dumnezeu și dacă suntem cu Dumnezeu, nimeni nu ne poate sta împotrivă. Știu că urmează alte prelegeri. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați venit astăzi la biserică, că suntem în comuniune de rugăciune. Preafericitul Părinte Cardinal Lucian m-a rugat de mod cu totul deosebit să îi salut pe confrații preoți, pe altele oficialități, pe distinsa doamnă Veta Biri și pe iubiții credincioși de la Hârciu și din împrejurim. Suntem cu toții în comuniune de rugăciune cu întâi stătătorul bisericii noastre.